domnule Liceanu, domnule Corina Negrea, domnule Freșu, vă sunt recunoscător pentru prezentarea noastră și pentru laudele mai mult decât exagerate pe care ați avut bunătatea să le adresați publicului prezentându-mă pe mine și cartea mea. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că sunteți aici astăzi și vă mulțumesc pentru interesul în această mică carte. Cea mai mare parte a vieții mele din București am petrecut-o nu departe de locul unde suntem acum, în cartierul Grivița. Numai ultimii ani înainte de plecare m-am mutat. În rest, sunt un produs al cartierului Grivița. Acolo am trăit într-o vreme grea, ocrotiți de părinții noștri, surorile mele și cu mine. Părinții noștri și-au sacrificat viețile pentru noi, literalmente, și de la ei știm cele mai importante lucruri pe care le-am învățat. Tot acolo au trăit prietenii mei cei mai apropiați, ca și noi, copii dintr-o generație hrănită cu varză, fasole și cartofi, mulți dintre noi având unul sau doi părinți în închisori, și totuși surorile mele, eu și prietenii mei, am avut o foarte fericită copilărie. Acolo, în Grivița, a fost locul unde am învățat marile cărți, prietenia, frumosul, loialitatea și devotamentul. O primă dedicație a acestei mici cărți merge către părinții mei, surorile mele și prietenii. Fără să am o origine socială sănătoasă, am reușit să intru la Facultatea de Medicină, am terminat-o și mi s-a îndeplinit visul meu de a fi chirurg cardiac. Doamnelor și domnilor, chirurgia cardiacă nu este o meserie, este un privilegiu. Ceea ce poți să trăiești ajutând bolnavi de inimă, adulți și copii, când lucrurile merg bine, este fără egal. N-aș putea să vă amăgesc și să vă spun că lucrurile au mers întotdeauna bine. Dar în cele mai multe cazuri au mers bine și am văzut copii care au trecut de la stadiul de infirm la copii frumos colorați și capabili să trăiască ca orice copil. Marele meu maestru în medicină, Dan Sedlacek, spunea adeseori: tot ce știm noi medicii, datorăm maestrilor noștri și bolnavilor noștri. O a doua dedicație a acestei cărți merge către maestrii mei și bolnavii. După 40 de ani trăiți în România, am ajuns într-un loc foarte îndepărtat, de care nu știam nimic, în statul Tennessee, iar în orașul unde am ajuns să trăim și despre care am ajuns eu și familia mea să spunem că e acasă, nu știam decât șlagărul Chattanooga Choo-Choo. Dar am descoperit o lume specială, oameni de bine, prietenoși și încrezători, și acestei lumi noi și acelor oameni le adresez o altă dedicație. Fără îndoială că cei mai mulți dintre dumneavoastră cunosc acel fenomen pe care psihologii îl numesc deja vu. Într-o străfulgerare de câteva secunde, o situație, o discuție, niște cuvinte, dintr-o dată, te fac să fii convins că acel lucru, acea situație, acele cuvinte, fie s-au întâmplat, fie au fost auzite exact la fel
într-un alt moment al vieții tale pe care nu ți-l poți însă aminti. Cu Mioara și cu mine se întâmplă ceva complet opus. Foarte des ni se pare, tot într-un termen de secunde, că ce trăim nu e adevărat. Nu conducem pe autostrada I-75 azi la ora 12. Sau uitându-ne la munții Apalași, nu poate să fie adevărat. Și ca și fenomenul deja vu, acest sentiment trăiește o secundă și apoi îl uiți. Ca să fac o paralelă cu fenomenul deja vu, l-aș numi fenomenul se pa posibil. Ce să căutăm noi din Grivița aici? Am tot încercat să îmi găsesc o explicație. Ce este asta? De ce se întâmplă asta? Nu sunt sigur că speculația nu e explicația mea adevărată, dar eu cred că sunt bruște izbucniri ale unui subconștient care nu poate scăpa de legăturile cu vechea viață, cu copilăria, tinerețea și cu Grivița. Acestora le adresez ultima dedicație. Mulțumesc tare mult, Martin!